Salut tuturor, sunt Lion Star și bine am găsit la un nou episod de GTA în care o să tunăm mașina aceasta, Willard, de la Venice. What the fuck, ce... cum face deja? Asta e genul ăla de mașină care... cum să spun eu, mă? Ah, stai. S-ar putea să nu fie de la mașină, s-ar putea să fie de la ploaia care încă e pe jos de la joc. Well, în fine. No, hai să mergem să o tunăm. Chiar sunt curios cum se tunează mașina asta. Am văzut că ea e mai ieftină din alea noi. Dar nu contează, stai un pic ca să pun show. Stai, oprește. Stai să pun și un checkpoint. Uitați-mi de checkpoint. Ok, aici e Benis. Hai să mergem să-i facem tuningul frumoasă asta. De fapt, încă nu e frumoasă, o să facem noi mai frumoasă. Știu că de obicei mașinile astea de la Benis, astea care sunt mai ieftine, arată mai fain după ce le tunezi. Deși nu știu cât de adevărat pot să spun eu că chestia asta, dar știu că așa e. Ei bine, eu sper să fie chiar așa. Hai că imediat ajung și începem timingul nostru. Bă, mă gândeam, bă. Oare cum o fi ultima mașină? Apoi o să vedem și după asta, după acest timing în alt episod. Momentan hai să tunăm pe asta. Bun. Acum, hai deschide bă poarta. Mersi, bă, Venis. Mersi. Ăla-i. Ce am nevoie? Păi am nevoie de... niște chestii frumoase la mașinuță. Oh, what? Ce? Well, red fiction into a custom. What? Uite că îmi dai o banii pe chestia asta. Deși habar n-am ce e. What the heck? Mașina asta e monstru. Câți bani dădui? What? Îți la reduceri? Cum nu, frate? Dacia. Bagă putere. Oh. Ah, asta nu-i mare. E o palmă bun. Cum să arate astea? Arată fain așa. Nici nu mă pierde ce arată pe ea mai bună. Putere maximă engine-ul, cum nu? Astea nu prea văd. Merge. Explozibil nu mă bag. Stai ce? Da, arată mai bine. Hornul nu, lights. Vreau doar să cumpăr ăsta de neoane. Dar alea le bag la final. Hai cum apuc de chestia asta să o pun. Asta arată destul de fain. Uite asta cred că o pun, îmi place mie că mi-a retardă. Plate what? Cum e că licență? What? A, uitați-mi că de la Benz poți să le și costumizezi. Respray-ul mai târziu, ruful. Cum vreau să fie? What? De ce? Să nu fie custom. Ok, asta arată prea ciudat, mai bine nu, las așa. Nu, doamne ferește, era să o și vând. Apoi le luăm pe astea care bat cel mai mult. Ia stai. Îmi plac astea. Ăla-i. Turbo. Bagă. Să nu uit de enchantment. Așa, window. Nu arată prea bine cu alea așa. Ok. Acum e acum. Hornul. Așa-l pun eu. Interiorul nostru. Ice what? Stai. Bă, nu aș vrea. Îmi place pe diamant. Arată fain. Stai, ăsta-s pentru... fai, e pentru fiecare parte. Drăguț. Foarte drăguț. Îmi place așa. Bă, Frost, tu ai tu? Stai.
No, Frost White arată ok. Ornamentul meu. Îl pun asta că îmi place, nu știu ce, dar îmi place cum arată aia. Volanul. Îl las așa. Unde e bombița? Unde e bombița? Vreau bombița. Ni bombița. Asta merită un San Andreas. Oh, ok, cum nu? Mamă, câți bani dădui pe ea. Ok, culoare, ce culoare? Black light, what? Ok. Sună interesant. Bun. Respray. Nu cred. What? La green nu am nevoie acum de el, chiar dacă l-am deblocat încă. Nu. Aici arată bine. Îmi place așa deja cum arată așa pe negru cu chestiile. Tac din gură. Arată prea bine cu ăla purple ăla. Deci asta, da. Nu știu, dar ăstea le-au făcut prea șmechere. Adică mașina asta, adică îmi dă seama că e ceva ciudat la ea. Când vă zic că e așa de ieftină, zici că era o mașină de asta simplă. Dar nu, Benis ne-a surprinsă. What? Nu, 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 nu vreau. De-alea. Asta arată bine, mă. Așa, bă. Midnight Purple face totul. Bă, să spun, cred că cam asta e cu tunat. Hai să o testez, oleacă. Da, ce mașină faină, domne! Stai, stai, stai. Oh, hold X. Haide. Ce e asta, mă? Asta nu sare, asta nu dansează. Hai bă, dansează. Nu, asta nu dansează. Holy shit, cât de fain arată. Hai de capul meu. Ce înseamnă o mașină mai ieftină de la Benis, care de fapt e scumpă. Ieftină când o cumperi. Ai și un pic ca în first person. Cât de bine se vede. Și ar trebui să conduc bine măcar. Adică ca nebunul. Aia înseamnă bine. Hai să merg până la garaj cu ea. Ok. Conduceam mai bine până acum, cum așteptam, nici eu nu credeam că o să rămână a ta. Well, not. Nu mă bușesc eu până ajung la garaj. Acolo pot să mă bușesc. Doar când ajung acolo vreau. Adică să ajung până acolo fără să fac vreo zgârietură la mașinuță. Doamne, dar mașina asta e mai stabilă, chiar dacă e mai mare. Benis, cu mașina asta te-ai întrecut pe tine însuți. Hai de capul meu, ce mașină, domne, ce mașină. S-a întrecut Benis pe el de data asta. Păi în o bun lume, cam acesta a fost episodul de Tanning. Până în episodul viitor, eu am fost Lanstar și vă salut. Pa, bă!